Hei, 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 salutare dragii mei și bine v-am regăsit din nou la mesajul zilei. Haideți să vedem ce mesaje are Spiritul astăzi pentru voi și așa cum bine știți, o să începem cu semnătura energetică a acestei zile. Sper că vă plac aceste mesaje, zic eu că îndrumarea din partea Spiritului a fost bună. Oh, it's all good, iată-te, Spiritul își dorește numai bine în primul și în primul rând. În al doilea rând, vrea să știi astăzi că totul este ok, totul este în regulă, totul este așa cum trebuie să fie. Nu te mai îngrijora, nu-ți mai bate capul, așa cum spun eu, de toți pereții, pentru că totul este bine. Foarte, foarte frumos. Cred că dacă s-ar opri aici mesajul din partea Spiritului ar fi suficient să știi că totul este bine și că nu ai de ce să te îngrijorezi. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem una bucată. Una bucată, wow! Ce repede vin mesajele. Ok, foarte interesant. Ne zice în felul următor, astăzi your commitment is being tested, vine doamna Lună cu acest mesaj. Angajamentul tău față de ceva sau de cineva, așa cum știți bine, va fi pus la încercare. Dacă este vorba de propria voastră persoană, atunci, dragii mei, vedeți cum faceți să nu picați acest test. Poate vorbi despre angajamentul vostru față de voi, da? Poate v-ați promis ceva, ați plănuit să faceți ceva, da? Și atunci fie intervine starea aceea de, nu știu, hai las-o pe mâine și așa mai departe, tot felul de motive, ai grijă că este un test pentru tine sau poate angajamentul tău față de o anumită persoană. Bun, mergem și mai departe, haideți să le punem așa și să vedem ce alte mesaje vor să mai vină pentru astăzi. Nu îți face griji, foarte frumos, și vedem o eclipsă însăgetător, succes, ia că te de asta și spune, succes după o perioadă de stagnare, vine mesajul acestei cărți, de asta și spune Spiritul, nu îți face griji, nu mai împovăra acest proces de manifestare a dorințelor tale cu grijile, cu neîncrederea ta. Da, urmează, vedem aceasta sau astăzi poate chiar ai să simți această creștere, ai să simți aceste roade, să spunem, ale muncii tale. Dacă este ceva pentru viitor, atunci îți spune foarte clar, rămâi dedicat planului tău, rămâi dedicat visului tău sau, mă rog, poate persoanelor de lângă tine, fiecare știe care este testul, o să observe lucrul acesta. Nu renunța la acel lucru pentru că va duce la creștere, va duce la succes. Bun, mergem mai departe cu mesajul din partea sinelui, așa cum v-am obișnuit, sper eu, până acum. Și să vedem sinele ce anume are de spus pentru această frumoasă zi. Oh, bine, bine, vine cu trei. Haide, vine cu trei să le lăsăm pe toate trei. Și vine cu dualitatea și din nou vorbește despre nevoia aceea de uniune, pe care mulți dintre noi încercăm să o negăm, să zicem că le facem noi pe toate și așa mai departe. Și spune în felul următor, urmează-ți dorința de unitate și depășește-ți conflictul interior. Cel mai bine, da, ne merge în momentul în care depășim acele conflicte interioare și ca să depășim acele conflicte interioare trebuie să fim cât se poate de sinceri cu noi și să ne acceptăm în totalitate. Proiecția, un lucru la care să fii atent astăzi și să-i dai cu conștientizare, de ce nu, sunt aceste proiecții pe care le facem în viața noastră asupra anumitor situații sau anumitor persoane. Și îți spune în felul următor, fiecare situație din viața ta îți arată o fațetă a ta însuți, transformându-te, realitatea ta se transformă. Și cei care îmi urmăriți canalul și vă mulțumesc foarte mult pentru lucrurile acestea, știți de câte ori am povestit despre aceste lucruri, nimic nu se va schimba în exterior dacă nu schimbi ceva în interiorul tău. Și comunicarea din inimă, ia că te dă-ți voie să asculți activ, dă-ți voie să comunici din inimă astăzi cu cei din jurul tău, dar să comunici din inimă și cu tine este punctul esențial de plecare. Mergem mai departe cu Sfântul Osho și să vedem ce are el aici, ia că te vedem posibil conflicte interioare, așa cum am spus, prin respingerea dorinței de uniune, pentru că aici o chestie... generală, aș spune eu, poate e mult spus, dar uite că îmi permis să zic generală, depășește acel conflict, da, cu cinciul acesta de bâte.
La fel de bine astăzi îți spune dacă te trezești în preajma vreunui conflict, simți tu că urmează să vină ceva acolo, dă-te deoparte și nu intra în astfel de conflicte. Încetinirea este următoarea carte, că tocmai de-aia vine și momentul de test și zice în felul următor, chiar dacă planul tău sau ce-ți dorești tu să manifeste acolo merge puțin tel mai încet, vezi de ce, pentru că sunt niște proiecții pe care le faci acolo, conștientizează-le, vezi ce îl face să încetinească, dar nu renunța la el, este un moment de test, da? De testare, să zicem, a credinței în tine și în univers. Mai vedem o schimbare financiară, da? Numărul 37 este cel încurajator, să zicem, de pe această carte, pentru că ne spune clar dacă vei avea credință, dacă nu vei renunța și așa mai departe, vei trece testul acela, vedem o schimbare benefică pe partea aceasta financiară. Bun, s-ar putea să fii tu astăzi înconjurat de oameni sau poate chiar să primești un ajutor, de ce nu, mi se spune, din partea cuiva care te înconjoară. Vedem și cartea sicriului aici, unii dintre voi s-ar putea să încheiați niște socoteli, poate cu cineva din jurul vostru, acele persoane, da, ia câte și confirmarea cartea hoțului, care nu sunt potrivite pentru voi, acele persoane care vin cu o energie mai puțin simpatică în jurul vostru. Vedeți despre ce este vorba, dacă este, nu este de bine, știți voi, lași-te vie cu acele persoane. Stai, gândește-te, meditează asupra unor situații probabil legate de anumite persoane din jurul tău și vezi dacă e bine să le mai împrajmă sau nu, pentru că vedem și cu treiul de săbi, s-ar putea să fie cineva care te-a afectat la corazon. În ce sens? Poate ai oferit, mi se spune, mai mult decât ar fi fost cazul, asta este. Unii au profitat de niște treburi, uite, astăzi este bine să te gândești la aceste lucruri și în acest scenariu mi se spune clar, testul despre care vorbeam mai devreme are legătură cu tine, dacă tu îți ești fidel ție sau ești fidel acestor persoane de o calitate îndoielnică, ia că adevărul s-ar putea să iasă un adevăr la suprafață astăzi pentru voi, dragii mei. Hopa, 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 pentru unii dintre voi s-ar putea să fie vorba despre un parteneriat, cuplu, prietenie și așa mai departe, acolo se întâmplă niște lucruri, iată, și cu șasele acesta de cupe vorbim despre un suflet pereche, dar să știți că sunt și acele suflete pereche care vin să ne învețe niște lecții importante. S-ar putea să te simți puțin în ceață, puțin debusolat astăzi, să nu știi poate ce să faci, de asta îți și spune, stai cu tine și vezi care este mesajul din partea sufletului tău. Încredere, exact ca Regina de Bute, să ai încredere în tine, să stai acolo drept cu mândrie și demnitate și ai să vezi că lucrurile până la... Dacă te alegi pe tine, lucrurile întotdeauna se așează. Hai să vedem și mesajul. Din partea iubirii, iacătă, pentru unii dintre voi s-ar putea să apare la orizont ceva nou-nouț cu iz așa de suflet pereche, îl vedem aici. Poate să fie și să aveți de ales între mai multe opțiuni, poate să fie, așa cum am spus, cineva în semn de foc, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord, în semn de foc, nu este obligatoriu, sau cineva care este foarte atrăgător. Bun, învață, 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 poate și azi vei studia ceva, vei citi ceva sau vei învăța din propriile experiențe de viață. Ceea ce vei învăța astăzi, da, va fi de mare importanță pentru viitorul tău. Și haideți să vedem și de aici, decide, ce v-am spus, decide, ia că te va trebui să luați o hotărâre. Îți mai spune foarte clar să ceri și ajutorul din partea ghizilor tăi spirituali în momentul acestei hotărâri și ei te vor ajuta. Poftim, minciună, vedem aici, am zis, un adevăr va ieși la suprafață cu rând. Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Bye, bye.